La granița dintre județele Vrancea și Galați, parcă ținută în palme făcute căuș, una dintre cele mai înfloritoare mănăstiri ale eparhiei Dunării de Jos stă de veghe la umbra unor nesfârșite păduri de tei. Deși cu o bârșii bine înfiptă în istorie, Lavra Gălățeană și-a conturat cu îndrăzneală abia în ultimii ani un loc de frunte pe harta frumuseților spirituale ale României. Majoritatea oamenilor cred că maici le călugări merg la mănăstire din sărăcie sau din decepție. Am plecat la 15 ani la mănăstire. Aici am venit cu ghiozdan în spate, fugind de la școală. Mă numesc Maica Marta, mă numesc Maica Maria. La 15 ani hotărâsem să mă fac sportivă, dar n-a fost voia Dumnezeu și am zis, Doamne, ori călugăria, ori sportul, din astea două. Și atunci Dumnezeu a ales să fiu atletul lui Hristos. Cred cu adevărat că studenția a fost cea mai frumoasă parte din viață, pentru că atunci am început să-L cunosc pe Dumnezeu și de atunci am început să trăiesc. Deși în zidurile mănăstirii sunt așezate multe straturi ale istoriei, ele nu împrejmuiesc domnitori, zugravi renumiți sau duhovnici iscusiți. Întâlnirea cu mănăstirea Buciumeni a fost o întâlnire cu firescul de fiecare zi al unei obști tinere de maici, dar cu rădăcini în tradiția și spiritualitatea specifice vieții monahale. O viață simplă, euharistică, în care maicile îi urmează lui Hristos, fiecare după puterea sa și cu accentele personale. Eu sunt Maica Teofana și am fost Teodosia la Rosoforii și Teodora din Botez. Am fost promoția 2000-2004 a Facultății de Litere și Filologie din Galați, la secția francez-română. Din momentul în care am început facultatea și am început să mă spovedesc, am înțeles că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și că Dumnezeu este Cel care ne dă puterii, ne dă tărie, ne dă puterea de a rezista în viață și de a merge mai departe. Și atunci m-am gândit că mi s-ar potrivi viața aceasta. Ne-am dorit, am avut această dragoste de mănăstirii din frage de copilărie. Ne-am gândit dacă este bine ceea ce ne dorim. Și ne-am pus în situația cealaltă, de a sta în lume. Și am văzut că nu putem. Pentru că noi nu voiam așa să acceptăm ideea de a vorbi cu... Adică să am pe cineva în viață cu care să trăiesc. N-am putut, nu puteam. Pentru că noi doream să fim cu, numai cu Dumnezeu. Înainte de a veni la mănăstire, am fost asistentă medicală la secția de oncologie, Spitalul Județean Focșani. Inima mea plecase la mănăstire și eu nu puteam trăi fără inimă. Coordonatele după care se desfășoară viața monahală sunt radicale. Utilitatea și sensul ei se ascund de ochii privitorului neavizat. Este greu de definit un răspuns al motivului plecării din lume și asumarea acestui gen de viață de către tinerele maici. Ca să explicăm așa exact... Nu știu să explic, credeți-mă, nu știu să explic, adică să vă spun ce anume te face să stai în mănăstire și să te desparți, cum zic unii, de lume și de frumusețile lui. Viața monahală nu este o viață obișnuită, ci este o viață specială în care trebuie să fii mai profund, să fii mai responsabil, să fii mai prezent, să ai multă obiectivitate și să ai multă noblețe sufletească. Un gând te costă, o idee te costă, adică în ce sens? Dacă îți fură vrăjmaș un gând, atunci ți-a luat un gând bun și te-a costat. Trebuie să fii atent. Că
Tradiția spune că buciumenii au apărut pe la mijlocul secolului al XV-lea. Prima informație despre un lăcaș de cult în acest loc o găsim abia în anul 1718, conform pisaniei vechii biserici de lemn cu hramul Sfântul Nicolae, strămutată în cimitirul mănăstirii Bogdana din județul Bacău. Apoi, pe același loc, s-a construit una nouă. Lipsa documentelor istorice cu referiri concludente la primul ctitor a creat drum ipotezelor. După unele surse, monahia Afia este considerată ctitora și stareța schitului. Alte surse îl indică pe Manolache Radovici, un comandant de oaste din acele vremuri, ctitorul unei biserici din Cărămidă în anul 1775. Dar prima atestare documentară apare abia în 1809. Asemenea majorității așezămintelor monahale, și în istoria mănăstirii Buciumeni s-au consemnat destule evenimente. Pe la sfârșitul secolului XIX, așezământul este închinat schitului Văratec, nou înființat în 1875. A fost și un lucru benefic pentru schitul nostru Buciumeni, pentru că vin de acolo 25 de călugărițe care erau îndrumate de către ctitorul și duhovnicul de atunci, Iosif, de la Văratec, care a fost canonizat. Vin cu un aer proaspăt duhovnicesc pe filiera Sfântului Pais Velicicovski, pentru că Sfântul Iosif a fost ucenic direct și chiar la sfatul Sfântului Paisie este ctitorită și mănăstirea Văratec. Și atunci schitul Buciumeni primește o revigorare spirituală. O altă biserică a fost construită între anii 1830-1838 și sfințită de Dimitriu Hogaș, în acea vreme protopop de Tecuci și tatălui Calistrat Hogaș. Schitul trecea printr-o perioadă înfloritoare, iar obștea număra 52 de călugărițe când, în 1860, s-a dat decretul închiderii mănăstirilor și schiturilor de către Cuza. Au rămas aici 12 schimonahii bătrâne care nu aveau unde să plece în lume. Celelalte călugărițe au avut de ales între trei mari așezăminte monahale din Moldova, Agapia, Văratec și Adam. Aici rămân cele 12 schimonahii, în frunte cu Maica Maria, schimonahia Maria, și rămân într-o sărăcie luce, am putea spune, pentru că le s-au tăiat toate veniturile de la buget, și își duc viața pe zi pe alta, însă viața din schit merge mai departe, pentru că avem mărturii, cum că duhovnicul de atunci, Irinar Borșiescu, continua viața de rugăciune cu Sfânta Liturghie. Am găsit mărturii de pe atunci, i-am găsit epitrahilul, am găsit pomelnice din vremea aceea. O mărturie vie este sădirea unui brad, unui pui de brad, la 1868 de către monahul Nicodim, care era ucenicul părintelui Irinar. Acestea le-am găsit consemnate în cărțile de rugăciune și în cărțile de cult de pe vremea aceea. Ascultarea mea în mănăstirea Buciumeni este ca asistent medical, cât se poate în mănăstire, adică o injecție și o perfuzie și un medicament. Fac aprovizionarea mănăstirii. Sunt și la lăptărie. În viața de mănăstire, respectarea voturilor monahale și mai ales ascultarea este fundamentală. Firescul de aici îl regăsești în săpatul grădinii, îngrijirea florilor, strânsul roșiilor sau hrănitul animalelor. Dar nu munca fizică călăuzește rostuirea vieții monahale cotidiene. Mănăstirea nu îți dă ascultări care să-ți implice foarte mult mintea. Atunci ești liber să te poți ruga, să te poți chema neîncetat pe Hristos în inimă. Munca intelectuală te distrage cel mai mult. Muncești cu trupul, dar mintea ta poate să fie liberă.
Deci acum mă duc să prășesc sau să culeg ceva sau atunci nimic nu te împiedică să te gândești la Dumnezeu, să îl chemi neîncetat în inima ta. Rugăciunea trebuie să fie parte din viața ta. Vin și ispite, vin încercări, vine perioada aceea a luării harului. Atunci e greu. E greu pentru că nu știi ce ți se întâmplă, nu simți că ești părăsit. Te agăzi de Dumnezeu și zici, Doamne, nu mă lăsa, că tu știi că eu am venit pentru tine și trebuie să mă ajuți, trebuie. Zicea un părinte, Doamne, dă-mi răbdare, dar acum? Deci trebuie, atunci se vede exact dacă monahul a venit într-adevăr pentru Dumnezeu sau dintr-o oarecare altă pricină. Și de aici sunt și multe eșecuri. Obștea de la Buciumeni este tânără. Din cele 20 de maici, 15 abia au trecut de 30 de ani. Curiozitatea ne îndeamnă să aflăm mai mult despre modul în care aceste tinere și-au consacrat viața exclusiv lui Dumnezeu. Entuziasmul și bucuria lor suspendă orice semn de întrebare. Chipurile spun mai mult decât cuvintele. Nu oricine este pentru monahism. Numai cei care simt această chemare pot să stea până la sfârșit în mănăstire. Cei care nu au această chemare pleacă înapoi în lume. Pe orice om Dumnezeu îl cheamă, nu îl obligă. Mântuitorul a spus că cine vrea să vină după mine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Cel mai greu lucru în mănăstire pare a fi acea dorință de a-ți ține mintea la Dumnezeu și de a te ruga continuu și de a face ascultare cu răspundere și cu responsabilitate, de a-ți păstra sufletul curat. Acestea sunt niște lucruri pentru care trebuie să lupți foarte mult. Și trebuie să fii tot timpul atent la tine însuți, pentru că, de fapt, asta și înseamnă monahism. Interiorizarea ca să fii cât mai atent la tine însuți și mai prezent în Dumnezeu. De profesie inginer, până la vârsta de 38 de ani, Maica Tecla nu a crezut în existența unui Dumnezeu personal. Nici măcar ca o entitate. Nu am crezut în existența lui Dumnezeu ca persoană. Dar în adâncul sufletului ei a existat întotdeauna o căutare a ceva dincolo de ceea ce era văzut și ceea ce era aproape. După anii 1990, Maica Tecla a început să fie interesată și de aspectele spirituale ale vieții. A luat contact cu diferite curente și a trebuit un timp ca să ajungă la ortodoxie. Schimbarea s-a produs totuși brusc. Citeam ceva despre credințele acestea orientale, dualiste, cele două principii, yin și yang. Și citind despre acest lucru, la un moment dat am simțit ceva că a fost atins în adâncul ființei mele și atunci am strigat în sinea mea, da, există Dumnezeu. A fost o iluminare de moment. Și o bucurie care m-a ținut foarte multă vreme, o bucurie specială. Atunci nu eram pe deplin conștientă de ceea ce mi se întâmpla. Întoarcerea însă în biserica ortodoxă a mai întârziat puțin. Dumnezeu așa am văzut că îți cunoaște orice mișcare a sufletului, cea mai sensibilă mișcare a sufletului. Și atunci când a găsit portița deschisă, atunci a pătruns lumina. Deci nu contează pe unde vii, contează sinceritatea căutării. Așadar, cândva un schit, astăzi un stup duhovnicesc cu peste 20 de călugărițe. Acesta e Buciumeni, nume descifrat prin legendele confuze ale zonei. Tradiția orală vorbește despre mai multe legende. Se zice că pe vremea lui Ștefan cel Mare s-au dat aici niște bătălii. Turcii năvăleau foarte des pe vremea aceea în părțile acestea și Ștefan cel Mare avea trei viteji din zona aceasta, Nicoară, Bucium și Condrea. Și ca răsplată, pentru că ei s-au purtat vitejește,
au fost lăsați să aleagă niște domenii și să le poarte numele. Mai există o tradiție, cum că podgorile acestea din Nicorești se întind până spre satul Buciumeni. Cunoaștem tradiția podgorilor de la Nicorești și atunci din Buciu Mulviței de Vie putem spune că buciumenii și-au luat numele. Din toate părțile, pădurile de tei își exercită suveranitatea. Par un înveliș de protecție pentru mănăstirea cuprinsă ca un cuib. Mai mult decât un astfel de loc, ce-și poate dori un monah, unde timpul și liniștea se măsoară altfel? Dar nu așezarea geografică în care se află o mănăstire este ceea ce îl ferește pe monah de ispite. Nu te ține pădurea sau păsările, sau dacă nu l-ai pe Hristos în inimă, poți trăi și în rai și tot de acolo. Adam în rai a căzut. Da, așa-i. Na. Știi că ne spunea Preasfințitul că aveți grijă să nu pierdeți raiul de sus pentru acesta. Deci, să nu ne legăm de cele lumești. Cine știa? Sfântul Nicolae Velimirovici. Adam în rai fiind a căzut, iar Iov pe gunoi s-a mântuit. Da. Așa și, bine, la început poate să fie o condiție așa, că dorești tu să fii undeva în munte, departe, așa aveam visele, în munte, departe, undeva unde să nu calci om. La prima ispită, la primul contact cu realitatea, toate se acad. Da, nu te ajută. Adică nu neapărat te ajută locul, nu te mântuiești locul. Te mântuiești starea ta, legătura ta cu Dumnezeu. Dacă nu l-ai pe Dumnezeu, poți să fii și în rai. Deși greu încercată de-a lungul veacurilor, mănăstirea Buciumenii nu a fost dobărâtă de urgiile istoriei. Dincolo de neajunsurile conjuncturale, prin 1932, schitul își revine, se fac reparații importante la biserică și se înființează și o farmacie. Obștea crescuse până la 60 de călugărițe, iar în 1948, schitul devenise mănăstire. În 1955 erau deja 120 de maici, dintre care 25 au fost trimise la schitul Sihastru pentru a întemeia o nouă obște. În urma decretului 410, mănăstirea s-a desființat. La Buciumeni a rămas o singură maică bătrână împreună cu ucenica sa. Au fost o perioadă când au fost închise și nouă. Numai eu singur am fost 8 ani. Trebuie să merg înainte cu crucea, asta era crucea mea. Mi-am ales să merg înainte pe drumul drept, nu cum voi în dreapta așa. Dar nu mine nu mă silit, eu am de bună voie. De când s-o da maicile, de s-o scos din biserică, 8 ani am stat singur așa, citiam. Iar sărbătoarea mergem la Sihasul, la mănăstirea Sihasul, ați auzit poate. La slujba acolo și la 11 jumate eram înapoi, mai vine vizitatori, vizitat și pleca și trebuie să fiu înapoi. Plecam așa de una prin pădure, 7 km, vinem înapoi. Ca să am și liturghia, că duminica nu era preot, nu lăsa să preot aici. Până în 1968 încep să vină maici care au fost alungate din mănăstire. Printr-un curaj al maicii Luciane, revine la schit maica Teoctista Busuioc, care a fost schimnică, a pusnicit 15 ani în Munții Neamț. Și când a fost desfințată mănăstirea, a fost luată de către ucenica ei, maica Teofilia, în satul natal al dânsei, la Nicorești. Deci, în 1968, maica Teoctista revine ca o îndrăzeală a maicii Lucine, deci a ținut-o în chilia dânsei. Deci viața lor monahală continua, chiar dacă în oficial ele se rugau în chiliile lor. După anii de suprimare a vieții monahale în urma decretului lui Cuza, după alți ani de boală și foamete în timpul primului război mondial și după alt sfert de veac petrecut în tensiunea comunismului, la sfârșitul anilor 80, viața monahală și-a intrat iarăși pe făgaș. În 1983 erau deja 10 călugărițe și ca o mănăstire cu istorie și tradiție monahală, Buciumeni trebuia să rămână în prima linie. După atâtea încercări, toate s-au legat și au venit parcă de la sine.
Mănăstirea nu putea însă rezista peste veacuri, fără credința și jertfa maicilor care au înnobilat-o. Experiența maicilor bătrâne, experiența lor duhovnicească cu elanul celor tinere, a făcut așa un numitor comun încât a fost posibilă conviețuirea și ridicarea noastră duhovnicească. Cu vremuri înainte, când am venit la mănăstire, erau 10 călugărițe din cele bătrâne și Maica Luciana venea la 4:30 în biserică. Părintele era și mai devreme, la 3. Și deci noi când veneam, le vedeam acolo că ele cu metania în mână făceau canonul. Până începeau slujbele la ora 5, ele făceau încălzirea. Și deci acestea sunt rădăcinile noastre. În anul 1975, pe vatra mănăstirii s-a înființat o tabără de preșcolari. 20 de ani mai târziu, în 1996, independent de aceasta, la inițiativa înaltă a Sfințitului Părinte Casian, s-a organizat o tabără de creație și dialog duhovnicesc, de data aceasta, a elevilor și studenților. În fiecare an, de sărbătoarea Sfintei Treimi, la Buciumeni se adună peste 1000 de tineri din școlile și liceele gălățene și brăilene. Imediat după terminarea Sfintei Liturghii, tinerii se retrag în pădure și participă la dialoguri pe diferite teme de interes. De asemenea, Agapa creștină se organizează într-un mod original cu ocazia acestei sărbători. Tinerii au masa sub forma unui picnic, în cadrul natural oferit de pădure, așezați pe pături sau în locuri special amenajate de către călugărițe. Hramul Sfânta Treime este perceput drept o sărbătoare a tinerilor. E o atmosferă caldă, primitoare, și chiar sunt destul de absorbită de mulțimea lucrurilor pe care le aflu aici. Conversațiile pe care le-am avut cu părinții de aici și cu ceilalți colegi au fost interesante și mi-au relevat importanța Sfintei Spovedanii și a împărtășaniei de asemenea. Încercăm și la Buciumeni, în catedrala cu vitralii foșnitoare, cum au numit-o tinerii, care sunt obișnuiții pelerini în inima acestei catedrale cu vitralii foșnitoare și în mijlocul unei mari mulțimi de credincioși, să actualizăm cincizecimea, care înseamnă deodată temeluirea bisericii prin aderarea noastră la biserică și în al doilea rând împărtășirea de darurile Sfântului Duh, așa precum prima comunitate de 3000 care au devenit creștini s-a împărtășit de darul spovedaniei și de darul Sfintei Împărtășanii, apoi de darul nostru ca răspuns la darul Sfintei Împărtășanii, agapa sau comuniunea. Din acestea se naște comunicarea. Munca, rugăciunea, cântarea, răspunderea uneia pentru cealaltă, toate sunt la comun în viața de obște. De asemenea, solidaritatea și ascultarea față de starețe sunt importante. Nu se face nicio diferență între maici. Obștea este asemenea unei familii, dar mai numeroasă. Discuțiile sau opiniile contradictorii sunt inerente în viața de zi cu zi, însă echilibrul și armonia dintre maici nu dispar. Aici este un continuu conflict psihologic, pentru că suntem cu toții diferiți. Și asta nu înseamnă că există un război. Nu, ci există o înțelegere comună a noastră tuturor. Trebuie să-i dai libertate celuilalt să se manifeste în felul lui de a fi. Să-l suporte așa cum e. Provenim din medii diferite, cu culturi diferite, cu total diferite. Și atunci dacă viața te obligă să stai lângă cineva, trebuie să-i dai libertate să se manifeste așa cum este el. Nu trebuie să-l îngrădim. Pentru că așa vreau eu. De așa vedem și la Părintele Sofronii sau Părintele Cleopa sau Părintele Arsenie Papacioc. Sunt firi foarte diferite. Sunt firi foarte diferite și totuși au ajuns la scop final, nu? Eu cred că asta e frumusețea ortodoxiei. Dumnezeu nu îngrădește. Tu trebuie să te mântuiești prin atâta număr de metani, prin atâta... Nu, fiecare suntem unici în univers și atunci trebuie să ne mântuim după felul nostru. Contează foarte mult să fii cu o persoană în același duh.
Deci contează foarte mult. De multe ori nici cuvintele, deci nu mai e nevoie de cuvinte, pentru că Duhul imediat a transmis starea pe care eu o am, a transmis-o cele care sunt în Duh. Dar fiindcă venim la mănăstiri oameni diferiți și vrem să mergem spre același cel, automat trebuie să comunicăm. Deci dacă mi-a venit acum un gând rău, trebuie să-l spun. Nu trebuie să-i fac loc să prind rădăcine în mine. Și câteodată mai sunt și omenesc din noi. Deci mai... Nu mai decât câteodată. Da. Ce să facem? Suntem și noi așa oameni. Ne vedem și noi neputințele. Și altfel, da. Creștem și noi duhovnicește. Până și Părintele Sofronie zicea că cele mai greu mănăstiri sunt frecușurile din obște. Da. Că altul vezi pe ăla că face nu știu ce, până la urmă ți-i nu scade de bine, dar trebuie să-l ramzi, că n-ai încotro. În paralel cu consolidarea vieții duhovnicești, au înaintat și lucrările de construcție a ansamblului. Un altar de vară, un nou paraclis cu hramul acoperământul Maicii Domnului, corpuri de chilii, anexe, o curte inundată de sute de flori. Câteva zile petrecute în spațiul monahal te ajută să descoperi și să înțelegi mai mult din felul în care călugărițele își asumă monahismul în totalitatea sa, cu ispite, căderi, ridicări, bucurii. În unele clipe de răgaz, maicile se retrag în cimitirul mănăstirii și își povestesc una alteia gândurile. Cea mai mare bucurie a unui călugăr este aceea de a se ruga, de a-și găsi liniște în suflet, de a-și aduna gândurile și a avea mintea numai la Dumnezeu. Adică a fi cu privirea în jos, cu capul în jos și cu mintea sus. Să cugetăm numai cele înalte. Cred că încă o bucurie este atunci când te ridici în urma unei căderi. Acum câteva zile citeam într-o revistă despre un părinte din Grecia care a spus că Dumnezeu nu ne judecă după căderi. Nu vor fi judecați, ci după ridicări. Deci asta te ajută cel mai mult și în mănăstiri, ca și în viața din lume, de altfel. Important să nu persiști în starea în care, deci dacă ai căzut, am văzut că sunt păcătos sau aici mai am de corectat, aici am un minus în asta. Important să conștientizezi lucrul ăsta și să încerc să mă ridic. Cum zicea Părintele Rafael, că se ducea la Părintele Sofronie după 10 ani, mă zic, părinte, să știți că nu mai sunt cum eram eu. La început eram mai bun, mai rugător. Mai e altfel, acum m-am înrăit, uitați-vă ce este în mine, la care Părintele Sofronie. Nu erai așa, acum ești mai conștient tu. Da. Așa și noi, cu cât trece timpul, atât ești mai conștient că nu poți să faci nimic. Să știți că, da, același lucru l-am simțit eu acum 2 ani, chiar îi spuneam maicii. Când a venit momentul rasoforiei, am zis, gata, de acum până început, bun, nu mai fac, nu mai dreg, nu mai știu ce. Anul trecut i-am zis mai aici, parcă îmi doresc în perioada din început, că acum m-am răit. Am venit să tai ceva, parcă nu mai îmi place, nu mai asta, m-am săturat, m-am asta. Da, de asta este. De ce te urci, de ce ispitele sunt și mai mari? Cu cât vrei, da. Că spunea un părinte, un sfânt părinte, că dacă vrei să te apropii de Hristos, pregătește sufletul spre ispite. Mila al Dumnezeu nu lasă să se piardă făptura sa. Nu mai așteaptă la noi un pas și Dumnezeu face 10. După sute de ani în care legenda s-a împletit cu povestea reală a unei obști în continuă schimbare, prezentul promite mult la buciumeni. De partea mănăstirii stă tinerețea maicilor, statornicite însă în tradiția de veacuri a mănăstirii. Renașterea ei de după 1990, datorată în special în al preasfințitului părinte Casian, a unit duhul monahiilor și al duhovnicilor în ceea ce reprezintă una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Arhiepiscopia Dunării de Jos.